Tuturor băieți și bine v-am regăsit în acest nou clip astăzi cu un nou episod, deoarece este pe aproape să vină skin-ul pe Mecha Leon și skin-ul pe Mecha Colt. Așa că voi rupeți butonul de like, share, de subscribe și haideți să dăm drumul la acest video cu shop-ul de astăzi, pentru că sunt niște oferte destul de interesante și sincer la un preț chiar de foarte, foarte mic. Avem Mecha Crow, primul skin cel albastru, de la o reducere de la 299 de gemuri la 150 de gemuri. Deci o reducere de 50%. Avem o ofertă de 5000 de blinguri la doar 10 lei și este de 5 ori value. După aceea avem El Rosado, care este de la 149 la 39 de gemuri. Preferam sincer dacă era varianta aceea pe verde, dar ne mulțumim și cu aceasta. Și Corrupted Sprout, care după cum vedeți vine la o ofertă de 5 lei de la un skin de 79 de gemuri, mi se pare că era acesta. Sincer, eu aș fi preferat El Verdoso, pentru că îl vedeți chiar aici, numai că se pare că cei de la Brawl Stars au preferat să ne dea un skin de fetițe în loc de un skin pe băieți. Dar na, acesta este Brawl Stars, nu avem ce să facem, dar știm doar un singur lucru, că începând de astăzi toate skinurile de pe joc s-ar putea să vină la o reducere incredibilă. Mă refer la cele de 299 de gemuri și 149 de gemuri, pentru că la 79 de gemuri mi se pare că o să vină doar cu bani. Deci pregătiți-vă gemurile, eu am un număr de 687, deci pot să spun că nu fac stres absolut deloc pentru momentul de față. Haideți noi să începem să dăm un match aici pe Trophy Skip, după cum vedeți a venit și această nouă mirobolantă. Am făcut și noi tara aceasta la rank 20, dar de data aceasta sincer simt nevoia de a aduce-o pe Bell. Stai să vedem unde este, trebuie să punem aici după Most Trophy, uitați-vă aici, avem la 455 de trofee. Mai mi se zice chiar foarte, foarte puțin să o ducem și pe aceasta la tier 20, dar acesta va fi un episod special în care... sau poate live, pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp. Deci să-mi spuneți voi în secțiunea de comentarii ce vreți, video sau live în care ducem ranguri 20 și posibil și 25. Pentru că, da, nu avem încă niciun rang 25 și majoritatea dintre voi, da, o să spună că suntem noi și astea. Și pur și simplu chiar nu-mi pasă, pentru că, na, oricum ne jucăm free to play, să zicem într-un așa, deci să zicem că este free to play, pentru că nu prea este. Aici s-ar putea să ne omoare. Deci te ador. Bro, o ador pe Melody. Deci Melody este viața mea, o ador. Este bine măcar că ne-a scăzut doar două trofei de această chestie, chiar mă bucur foarte, foarte mult. Și dacă v-ați pierdut episodul de ieri, nu uitați să mergeți chiar acum de vreo ce puteți să aflați când este noua data broadcastului și bineînțeles nu o să vă așteptați și voi ce skin-uri o să fie în acel update. Deci mergeți chiar acum, aveți link în descriere la acel video. Haideți să vedem de acesta, suntem cu acest roboțel spectaculos. Da, și cred că iar o să ne luăm bătaie, deoarece văd o Piper care stă de așa și ne camperă insane de mult. Ok, stai să avem grijă. Bine, acolo am nimerit-o. Hai Piper încoace, te rog, vină încoace. Fii fată cu minte și vină încoace. Stricăm și noi boxul ăsta. Uite, aici am luat power-up-ul. Se pare că sunt două zone de teleport de dat. Bro, deci nu! Este insane chestia asta. Este insane. Deci este insane chestia asta. Dar nu pot explica, sincer. Chiar nu vă pot explica ce rage așa. Și majoritatea au spus că sunt cringe, așa că, sincer, niște rage-uri chiar nu a stricat absolut deloc. Haideți să încercăm de aceasta cu Buzz, pentru că, sincer, mi se pare un brawler destul de bun pe mapa aceasta și, sincer, cred că ar putea să facă multe chestii decât... ceea ce face Piper, ce face Sandy sau chiar Melody. Deci uitați ce am zis, nu văd niciun baz în meciul acesta, deci s-ar putea să fie destul de interesant meciul acesta, dar sincer prefer să văd decât să spun alte prostii. Haideți să avem mare, deci mare ureașă grijă. Uite acolo, uite pe Melody. Numai că nu m-aș duce pentru că are zonele acelea nasoale și este nasol. Ia treci încoace tu, vin încoace bro. Ce bătaie și-o luau bro. Ia vină tu. Bro, cât noroc a avut. Cât noroc a avut. Deci insane noroc a avut. Și se teleportează, jură-te că se teleportează. Da, s-a teleportat din păcate, asta este.
Asta este, noi avem acel Chester care s-ar putea să-l fentez acum. Hai. No, bro, no, no, no. Mai dai și dislike, bro. Deci incredibil cum sunt acești jucători. Deci incredibil. Dar am o propunere pentru voi. Dacă la acest video se vor aduna suma de 20 de like-uri, o să cumpărăm acest skin pe Elverdoso și, bineînțeles, Mecha Crow, pentru că, sincer, este o ofertă destul de bună și cine știe că nu o să mai vină niște oferte așa de insane. Așa că rupeți butonul de like și, bineînțeles, dacă vreți skin-uri gratis din partea mea, pentru că, da, sunt content creator oficial al Supercell și vă pot oferi chestii gratis pe toate jocurile celor de la Supercell, deci abonați-vă pentru că este gratis și toți o puteți face. Haideți să dăm și încă un match pentru că vreau neapărat măcar să luăm un win pe acest video, pentru că altfel vom lua cel mai mare rage de YouTube, cred, de pe canalul meu, pentru că sincer deja pur și simplu m-am săturat să văd când pierd în continuu și nu are nici o logică, bro. Nu are absolut nicio logică. Mai ales chiar dacă Buzzle este un brawler destul de OP, Melody văd că devastează jocul în două. Și că această chestie cu siguranță ați observat-o și voi, că domină jocul complet. Deci uitați, acel Groom l-a stricat complet. Hai să vedem. Să vedem ce facem. M-aș duce aici, dacă să îmi fac și o supero. Dacă se poate. Deci dacă se poate. Dacă nu se poate, asta este, bro. Deci ciudat rău. Bun, se pare că este unul care se teleportează aici. Atenție. Odin Cordelius, treci încoace. Ce faci, băi? Nebunule. Nu! Nu te cred! Jură-te, bro! Jură-te, jură-te, jură-te! Bro! Oh my god! Oh my god! Deci nu pot să cred că am pierdut în halul acesta. Deci incredibil. Deci cred că aici nu era deloc have fun. Deci sincer, chiar să vă spun, nu era absolut deloc have fun. Și da, băieți, cam atât a făcut episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați un like, un subscribe și, bineînțeles, avem aici abonații zilei chiar la final de episod. Deci dacă vreți să abonați și voi, apăsați butonul de subscribe. Pa, pa!